Bună ziua, dragi elevi ai clasei a patra! Bine v-am găsit! Mă numesc Kiș Rozalio și sunt învățătoare la Școala Gimnazială Europa din Târgu Mureș. Am urmărit lecțiile pe care le-ați avut în ultimele săptămâni la limba română și am aflat că ați însușit foarte multe cunoștințe frumoase și interesante despre primăvară, despre păsările călătoare care asosesc la noi, despre florile de primăvară. Ați învățat chiar și o legendă despre rândunică. Astăzi vom continua să ne îmbogățim cunoștințele cu date noi despre rândunică. De aceea veți avea nevoie de caietele de limba română și de vocabulare și de un stilou cu care scrieți de obicei. Pentru ora de astăzi vă propun următoarele. Să studiem poezia literară intitulată Scrisoare de la rândunică de Elena Dragoș. Să învățăm informații noi despre rândunică. Să căutăm cuvinte cu sens asemănător și sens opus. Să analizăm conținutul și structura poeziei. Să alcătuim propoziții cu cuvinte și expresii din poezie. Să identificăm harta textului în versuri. Să răspundem la întrebări legate de conținutul poeziei. Se știe că rândunelele sunt considerate vestitori ai primăverii. An de an, ele se întorc la noi din țările calde. Nu depun ouă în țările calde, nu clocesc și nu își cresc puii acolo. Ele așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la noi în vechile cuiburi. Străbat distanțe imense între Europa și Africa. Despre această dorință nerăbdătoare a scris autoarea Elena Dragoș în poezia intitulată Scrisoare de la rândunică. Ascultați poezia! Scrisoare de la rândunică, de Elena Dragoș. Dragi copii, mi-e dor de voi, în curând voi fi înapoi. Cuibul vechi am să-l repar, ca să-mi fac din nou cuibar. Din 5-6 ouă mici, or să iasă pui voinici, le voi da în cioc mâncare, rând pe rând la fiecare. Gâze, muște, viermișori, până or crește mărișori. Și voi învăța să zboară dimineața pe răcoare. Eu vă spun de pe acum că mă pregătesc de drum, dar să nu afle pisica. Vă sărută rândunica. Acum vă rog să observăm poezia. Are un titlu, titlul este Scrisoare de la rândunică. Autoare este Elena Dragoș. Are și o formulă de adresare, are un conținut, are o formulă de încheiere și are și o semnătură. Deci, această poezie seamănă cu scrisoarea. Haideți să o citim. Dragi copii, mi-e dor de voi, în curând voi fi înapoi. Cuibul vechi am să-l repar, ca să-mi fac din nou cuibar. Din 5-6 ouă mici, or să iasă pui voinici. Le voi da în cioc mâncare, rând pe rând, la fiecare. Gâze, muște, viermișori, până or crește mărișori. Și îi voi învăța să zboare dimineața pe răcoare. Eu vă spun de pe acum că mă pregătesc de drum. Dar să nu afle pisica, vă sărută rândunica. Acum vă invit să vedem ce cuvinte nu cunoașteți. De exemplu, cuvântul cuibar înseamnă cuib. Or să iasă înseamnă vor ieși. Voinici înseamnă vitej. Cioc se mai spune și plisc. Viermișori înseamnă viermi sau se mai spune și râmă.
ori crește înseamnă vor crește, mărișori înseamnă mai mari. Să nu afle, să nu știe pisica. Acum vă rog frumos să deschideți vocabularele și să scrieți aceste cuvinte în vocabular. Aveți și o imagine unde veți vedea pasărea rândunica. Cuibarul înseamnă cuib. Vedeți și cuibul. Mărișori înseamnă mai mari. Ori să iasă, vor ieși. Ori crește, vor crește. Voinic înseamnă curajos, viteaz. Să nu afle înseamnă să nu știe. Cioc, se mai spune și plisc, acesta este pliscul rândunicii, și vierme, după cum v-am spus, mai înseamnă și râmă. Vedeți și imaginea. Acum vă invit să utilizăm cuvintele din vocabular în propoziții. Aveți aceste cuvinte și în paranteză. Titlul poeziei este Scrisoare de la rândunică. Rândunica își va face cuibar din nou. Din ouă, or să iasă pui voinici. Rândunica le va da în cioc mâncare. Puii de rândunică mănâncă gâze, muște, fiermișori. Rândunica nu vrea să afle pisica de întoarcerea ei. Acum să căutăm în poezie cuvinte care au sens opus. În curând, mai târziu, înapoi, înainte, vechi, nou, repară, distruge, iasă, intră, mici, mari, voinic, slab, mărișor, mari, micuț, răcoare, căldură, dimineața, seara. Să ne amintim care sunt trăsăturile poeziei. Ce este poezia? Poezia este un text literar în versuri, are scop estetic. Cum este structurată poezia cu titlul Scrisoare de la rândunică? Este structurată în 4 strofe. O strofă este formată din 4 versuri. Între strofe este lăsat un rând liber. Fiecare vers al poeziei este scris cu alineat și începe cu majusculă. Autoarea poeziei se numește poetă. Versurile poeziei rimează. Acum să căutăm versurile care rimează. Dragi copii, mi-e dor de voi. În curând voi fi înapoi. Cuvintele care rimează sunt dor de voi, înapoi. Cuibul vechi am să-l repar ca să-mi fac din nou cuibar. Cuvintele care rimează sunt repar, cuibar. Din 5-6 ouă mici, or să iasă pui voinici. Cuvintele care rimează sunt mici, voinici. Le voi da în cioc mâncare, rând pe rând la fiecare. Mâncare, fiecare. Gâze, muște, viermișori, până ori crește mărișori. Viermișori, mărișori. Și îi voi învăța să zboare dimineața pe răcoare. Zboare, răcoare. Eu vă spun de pe acum că mă pregătesc de drum. Versurile care rimează sunt acum, drum. Dar să nu afle pisica, vă sărută rândunica. Pisica,
Rândunica. Acum haideți să răspundem la întrebări. Cine trimite această scrisoare? Răspunsul îl aflăm din titlul Scrisoare de la Rândunică. Răspunsul corect este: scrisoarea este trimisă de Rândunică. Cum se numește autoarea poeziei? Autoarea poeziei intitulată Scrisoare de la Rândunică este Elena Dragoș. Ea s-a născut în Oradea pe 27 octombrie 1934 și este autoare de poezii pentru cei mici. Cum face posibil autoarea ca Rândunica să vorbească pe limba oamenilor? Autoarea Elena Dragoș folosește personificarea. Astfel, Rândunica vorbește în poezie ca și oamenii. Cui se adresează scrisoarea? Dragi copii, mi-e dor de voi, începe poezia. Răspunsul este: scrisoarea este adresată copiilor. Despre ce ne informează Rândunica în această poezie? Să vedem. Ne spune că îi este dor de noi. În curând va veni înapoi la noi. Își va repara cuibul. Își va face din nou cuibar. În strofa a doua ne spune că va depune 5-6 ouă mici, din care or să iasă pui, voinici. Apoi îi va hrăni, le va da în cioc mâncare la fiecare. Le va da gâze, muște, viermișori, până vor crește mărișori. Apoi îi va învăța să zboare dimineața pe răcoare, pentru că ea este o mamă grijulie. Apoi ne spune că se pregătește de drum și ne roagă să nu afle pisica. Ce informații am aflat despre Rândunică? Am aflat că îi este dor de noi, de meleagurile noastre. Se va întoarce în curând. Își va repara cuibul, își va face din nou cuibar. Va depune 5 sau 6 ouă. Va avea pui voinici. Îi va hrăni în cioc cu gâze, muște, viermișori. Își va învăța puii să zboare dimineața pe răcoare, să nu fie foarte cald. Și am aflat că pisica este dușmanul ei. Vedem pisica în imagine și oare de ce nu vrea Rândunica să afle pisica despre sosirea ei? Rândunica nu vrea ca pisica să afle de întoarcerea ei pentru că pisicile vânează păsări, deci vânează și rândunici. Pisicile încearcă să răpească puișorii de Rândunică dacă ajung la cuibul de sub streașina casei sau al grajdului. Grajdul este încăperea pentru adăpostirea animalelor domestice, unde își face de obicei cuibul Rândunica. Scopul estetic, frumusețea poeziei Scrisoare de la Rândunică, este exprimat prin sentimentul dominant al poeziei, care este bucuria, emoția poetei față de sosirea rândunicilor, modul direct și prietenos al prezentării personajului principal din poezie, frumusețea imaginilor folosite în strofe și versuri, a limbajului poetic folosit, muzicalitatea versurilor utilizate de poetă și utilizarea personificării. Acum să observăm imaginile vizuale și dinamice din poezie. Prima strofă prezintă dorința rândunicii de a-și repara cuibul. În imagine vedeți perechea de rândunici care își repară cuibul,
cu noroi și fire de paie. Cuibul vechi am să-l repar ca să-mi fac din nou cuibar. Această imagine este o imagine vizuală și dinamică. În strofa a doua avem trei imagini vizuale și dinamice. Rândunica va depune 5-6 ouă mici, din care vor ieși pui voinici. Apoi îi va hrăni în cioc cu mâncare. Din 5-6 ouă mici, or să iasă pui voinici. Le voi da în cioc mâncare, rând pe rând, la fiecare. În imagine vedeți pe mama rândunică care își hrănește puișorii. Strofa a treia conține imagini vizuale. Rândunica își va hrăni puișorii cu gâze, muște și viermișori. Apoi îi va învăța să zboare dimineața pe răcoare. În imagine vedeți deja puii de rândunică care au deja pene și sunt gata să învețe să zboare. Gâze, muște, viermișori, până or crește mărișori și îi voi învăța să zboare dimineața pe răcoare. În strofa a patra avem imagine vizuală și dinamică. Rândunica se pregătește de drum, dorește să revină la vechiul cuib. Eu vă spun de pe acum că mă pregătesc de drum. Ca să ne convingem că am înțeles poezia, să realizăm harta textului în versuri. Harta textului arată astfel. Titlul este Scrisoare de la rândunică. Autoarea este Elena Dragoș. Personajul din poezie este rândunica. Timpul când se petrece poezia este primăvara. Am învățat și câteva cuvinte în vocabular. Am scris cuibar, mărișor, cioc și alte cuvinte. Tema poeziei este dorința rândunicii de a se întoarce la noi, la cuibul vechi. Și părerea ta despre lectură este o părere personală. Știm și un proverb despre rândunică. Cu o rândunică nu se face primăvară. Acum vă invit să ne asigurăm că ne amintim. Să tăiem cu o linie cuvântul care nu se potrivește. Poezia Scrisoare de la rândunică este un text literar sau non-literar? Poezia Scrisoare de la rândunică este un text literar. Textul literar în versuri are scop estetic sau de a informa? Textul literar în versuri are scop estetic. Textul literar sau non-literar are autor, o temă, are o acțiune și poate avea o morală? Da, ați lucrat corect. Textul literar are autor, o temă, are o acțiune și poate avea o morală. Poezia Scrisoare de la rândunică are 4 versuri sau strofe? Poezia Scrisoare de la rândunică are 4 strofe. Fiecare strofă are 4 versuri sau strofe? Să vedem. Fiecare strofă are 4 versuri. Autoarea poeziei se numește scriitoare sau poetă?
Autoarea poeziei se numește poetă. Acum să vedem ce am învățat astăzi. Să recapitulăm. Am învățat și am studiat poezia Scrisoare de la Rândunică de Elena Dragoș. Apoi am observat structura poeziei. Poezia are 4 strofe. În fiecare strofă sunt 4 versuri, adică fiecare strofă este alcătuită din 4 versuri. Am căutat cuvintele de la sfârșitul versurilor care rimează. Apoi am identificat cuvinte și expresii cu sens asemănător și cuvinte cu sens opus. Am observat imagini vizuale și dinamice din poezie. Am observat că poezia Scrisoare de la Rândunică este un text literar în versuri pentru că are autor care se numește poetă, are un scop estetic, are o temă, are o acțiune, evenimentele sunt prezentate în ordine cronologică. Apoi am realizat harta textului literar în versuri. Apoi ne-am asigurat că am înțeles bine cele învățate prin diferite exerciții. Dragi copii, vă mulțumesc că ați fost atenți la această oră de limba română. Vă doresc să vă fie de folos cunoștințele înstrușite. La revedere! Pe viitor!